Salutare! Suntem Sandra și Gabriela, două prietene care citesc de cele mai multe ori cărți diferite, dar câteodată decidem să citim aceleași cărți și să le discutăm. Aici, la Arca lui Zoe, o să vorbim despre cărțile pe care le citim împreună, dintr-o perspectivă, sperăm noi, feministă, antispecistă și anticapitalistă. Pentru acest episod din Arca lui Zoe, am decis să citim Din cer au căzut trei mere, de Narina Pcarian. Iar Narina Pcarian este o scriitoare de limbă rusă, de origine armeană, care s-a remarcat cu un blog pe care l-a ținut mai mulți ani și pe care a publicat texte despre o fetiță numită Maniunia, iar în 2010 a publicat prima carte pentru copii dedicată acestui personaj, la recomandarea scriitoarei Lara Pcal, care i-a remarcat textele și a îndrumat-o către o editură. Au urmat alte două volume, care completează o trilogie și pe baza căreia chiar se va realiza un serial TV de 10 episoade. Narina Pcarian a scris mai multe romane și colecții de povestiri, pentru care a fost premiată și care au impus-o drept una dintre cele mai aparte voci ale literaturii ruse contemporane, iar succesul internațional l-a cunoscut odată cu traducerea în peste 20 de limbi a romanului Din cer au căzut trei mere, despre care vorbim și noi astăzi, însă care nu e ultimul ei roman. În 2020 a publicat Simon, care a devenit de asemenea bestseller. Din cer au căzut trei mere, acțiunea se petrece în Maran, un sat ficțional, dar situat undeva în Armenia, un sat a cărui populație a fost decimată de război și mai apoi de foamete și care are o populație din ce în ce mai îmbătrânită. Și povestea începe când Anatolia, o femeie de 58 de ani, bibliotecara satului și ultima legătură a Maranului cu, să zicem, cultura, se pregătește să moară, simțindu-se foarte slăbită și sângerând, deși era la menopauză de mai mulți ani. În același timp, într-o curte vecină, Vasili se pregătește să o ceară de nevastă, iar ea acceptă gândindu-se că oricum va muri în câteva zile. Apoi povestea începe să se desfășoare, începând cu povestea bunicilor și părinților personajelor. Cartea are trei părți, cu titluri inspirate dintr-un proverb armenian. And three apples fell from heaven, one for the storyteller, one for the listener, and one for the eavesdropper. În prima parte aflăm despre trecutul Anatoliei, despre părinții ei și despre primul soț care a abuzat-o foarte mult și în cea de-a doua parte aflăm despre trecutul lui Vasili, despre familia lui, despre fratele lui care în timpul războiului și foametei putea să-i vadă pe îngerii morții venind să ridice trupurile fără viață, dar și despre soția lui decedată. Pe parcurs ajungem să cunoaștem mai multe persoane din sat și ne dăm seama că povestea e de fapt povestea Maranului, că Maranul e personajul principal. Iar spre final, și o să discutăm despre asta, se întâmplă ceva uimitor, aproape un miracol, deși științific posibil, după cum am verificat, care ne asigură că Maranul va supraviețui. Și primul lucru pe care l-am remarcat și pe care l-am discutat cu Sandra când vorbeam despre carte înainte, era faptul că cartea face parte clar din categoria realism magic și, de fapt, Sandra citește acum un veac de singurătate. Și am remarcat această asemănare dintre satul Maran și satul e un sat sau un oraș? E un sat. Satul Macondo dintr-un veac de singurătate. Eu am citit cartea cu multă vreme, poți să ne spui tu mai multe despre asta? Da, deci eu practic m-am apucat să citesc un veac de singurătate după ce mi-ai spus tu că ți-a adus aminte de carte și mi-a plăcut foarte mult la început și acum chiar văd câteva aspecte similare. Tot faptul că se petrece într-un sat și că romanul vorbește despre mai multe generații ale aceleiași familii și chiar nu m-am gândit la chestia asta înainte să-mi spui tu că, de fapt, familia este faptul că se desfășoară pe atât de multe generații și prezintă istoria familiei este partea realistă și familia e ceva care prezintă ceva ieșit din comun. Și nu am terminat încă romanul. Din cer au căzut trei mere, cu siguranță primul meu contact cu realismul magic, pentru că și de fapt de asta se leagă și personajul meu preferat din carte, care este Acop. Acop este fratele mai mic al lui Vasili, al doilea soț al Anatoliei și o să vorbim și despre aceste personaje, pentru că probabil acum sună doar niște nume. Dar, practic, Acop poate vedea sufletele celor morți purtate de îngeri albaștri prin văzduh și, de asemenea, poate prezice catastrofe.
Și el îi vestește de asemenea și pe locuitorii satului că una dintre stâncile pe care se află satul se va prăbuși. Și, nu știu, eu am fost foarte fascinată de aspectul ăsta și cred că, nu știu, am urmărit toate elementele magice pe măsură ce am citit cartea mai mult decât latura realistă. Da, eu sunt o mare fană a realismului magic, este categoria mea preferată, să zicem, de cărți. Și, de fapt, inspirată de faptul că am citit Din ce rău că trei mere, m-am apucat în sfârșit și de The House of Spirits de Isabella Allende, pentru că aveam să citesc de foarte multă vreme. Și, de fapt, mă rog, unul din autorii mei preferate este Salman Rushdie, deci am mai avut contact cu realismul magic și mi se pare că, da, Isabella Allende și Narin Afgarian sunt pe aceeași, nu știu să zicem, filieră cu Marquez, adică e chestia asta cu o familie care are o istorie, dar are aceste elemente oarecum magice. Dar mi se pare că nu este magicul ăla, nu știu, supranatural care ar face cartea respectivă să aparțină, nu știu, fantasticului, ci un fel de magic care vine mai mult din, pe de o parte din tradiții, pe de altă parte din nu știu, ceva sacru care nu ține neapărat de ceva supranatural, nu știu dacă pot să explic foarte bine, dar e cu totul alt feeling pe care l-ai când citești o carte care e fantasy și o carte care are realism magic. Și cred că asta îmi place foarte mult, pentru că atunci când e fantasy, de fapt, te poți aștepta să se întâmple orice, dar la realism magic e întotdeauna legătura asta, oarecum cum din mijlocul realului și din mijlocul istoriei poate să apară oricând ceva magic, dar care într-un fel are legătură cu realul, e puntea asta între real și fantastic, care e foarte, foarte, care pe mine mă fascinează foarte tare și care cred că dă acestor cărți, nu știu, valoarea lor, să spun așa. Și da, alte cărți precum, nu știu, că am mai citit, cum ziceam, Salman Rushdie nu are aceeași chestie, deși unele din cărțile lui au o familie centrală, dar în general are alte puncte de plecare. Murakami, care nu e deloc preferatul meu și nu pot să spun că mi se pare că face prea bine realismul magic, dar nici el nu pleacă de la aceeași premisă. Deci cred că există mai multe, nu știu, școli de realism magic, dar deși Narin Afgarian abordează ceva ce a mai fost făcut, să zicem, mi se pare că o face foarte bine și că ziceai tu că putem să spunem că copiază, n-aș spune bineînțeles că e inspirația de acolo și cred că spune chestia asta în interviuri în rusă, pe care nu le-am citit, dar dar nu e copie, ci e o inspirație și chiar m-am bucurat să reintru atmosfera aia. Mai ai ceva de spus despre asta? Că aș putea să vorbesc de realism magic toată ziua. Da, gen, nu știu, eu acum citind Un veac de singurătate și ce-mi place, de exemplu, mai mult la Un veac de singurătate decât îmi place la Din ce rău căzut trei mere, este că la Narin Afgarian mi se pare că cronologia e într-un fel vagă, adică se întâmplă destul de multe lucruri și faptul că e împărțită, gen, în trei părți face chestia asta și mai confusing, pentru că, nu știu, satul Maran, cum e și Macondo, se sustrage istoriei într-un fel, dar tot mi se pare greu să stabilești când s-a întâmplat ceva față, adică relativ cu celelalte lucruri care se întâmplă în carte și sunt personaje care parcă mor din cauza foametei sau din cauza războiului la un moment dat în carte și după aia reapar. Dar mi se pare că asta face legătura cu un al doilea aspect care mie nu mi-a plăcut la carte, și anume că numele personajelor sunt foarte dificil de memorat, pentru că am simțit deseori nevoia să mă întorc la capitole anterioare ca să-mi dau seama cine e rudă cu cine și dacă e un prieten, dacă e un vecin, dacă persoana respectivă mai e în viață sau mai e în viață, dacă mai sunt în sat, dacă nu mai sunt în sat. Adică și cronologia mi s-a părut relativ vagă și numele personajelor destul de dificil de urmărit. Mă rog, e dificil de urmărit și la Un veac de singurătate, dar da, cronologia la Un veac de singurătate e că e mult mai
clară pentru mine, pentru că practic totul este legat, adică nu există capitole, pur și simplu narațiune care se continuă până sfârșit. Legat de nume, mi se pare că totuși sunt nume de origine armeană slash rusă și să spunem că a trebuit să aleagă niște nume care sunt mai ușor de memorat pentru cititorul vestic, e puțin ignorant, adică nu mi se pare că ar trebui să... Da, recunosc că sunt nume pe care nu le-am reținut și pe care chiar am încercat să le pronunț și probabil că n-am făcut-o corect, dar sunt nume din acea lume și atunci mi se pare că e locul lor acolo. Legat de cronologie, pot să înțeleg ce spui, pentru că într-un fel poveștile familiei Anatoliei, familiei Vasilii sunt... Le ia pe fiecare în parte și le prezintă și nu știu exact ce se întâmplă când, dar nu știu dacă avea neapărat relevanță să știi ce s-a petrecut în raport cu ce. Nu am simțit lipsa asta. În schimb, da, a trebuit și eu să mă mai întorc și să mă mai amintesc ce s-a mai întâmplat, pentru că e o carte super densă. Din punctul ăsta de vedere se întâmplă multe lucruri, deși îți dă impresia că nu se întâmplă, pentru că mie mi s-a părut, cred că ți-am zis, că mi s-a părut un scris care îmi dădea senzația că e foarte static. Dar îmi dădeam seama că, de fapt, se întâmplă foarte multe lucruri și asta era pentru că, în principiu, e foarte, foarte descriptiv și se simte de parcă, de fapt, stă pe loc, dar chiar și narațiunea pare tot descriere. Și asta pe mine m-a făcut, la început, să fiu, de fapt, până pe la final aproape, să zic că nu-mi place cartea, dar gândindu-mă apoi, îmi dau seama că, mă rog, deși a fost puțin dificil de urmărit și de citit, în final, mi-a plăcut foarte mult, nu știu, ea ca toți unitari și atunci, da, e genul de carte care cred că îți place mai mult după ce, nu știu, stai și reflectezi puțin asupra ei. Dar, da, și revenind la realismul magic, la fel ca într-un veac de singurătate, unde avem satul Macondo, aici avem satul Maran și ziceam mai devreme că mi se pare că, de fapt, toată cartea este despre satul Maran și mai puțin despre personaje, că deși pare că Anatolia este un personaj principal, nu e neapărat, adică chiar dacă ea este imaginea principală care apare de mai multe ori în carte, de fapt toate poveștile care sunt țesute acolo, de fapt creează un fel de, nu știu, nu neapărat arbore genealogic, dar oricum o imagine a Amaranului și a oamenilor care sunt acolo și a tradițiilor, etc., dar despre tradiții o să vorbim mai încolo. Dar da, este oarecum despre Maran, care este parte din ficțiune, dar ne face să simțim că este și real, dar pe de altă parte ne face să simțim că este și magic, pentru că are toate aceste personaje acop, în principal, care pot să facă lucruri nerealiste, să zicem. Uh-huh. Și, da, ți-ar plăcea să locuiești în Maran, Sandra? Totuși, mi se pare că cartea este realistă pentru că e foarte ancorată istorie și totuși se întâmplă foarte multe lucruri catastrofale, să spun. Drept urmare, pot să spun că sunt norocoasă, că nu locuiesc în Maran și nu mi-ar plăcea să locuiesc în Maran tocmai că se trece printr-o foamete și am identificat ca fiind foametea dintre 1921 și 1922, precum și foametea sovietică care a avut loc 10 ani mai târziu, precum și primul și al doilea război mondial ca fiind elemente care au loc și în carte și cumva, cum am spus, ancorează cartea cumva și în realitate, pentru că avem parte de acest context istoric care ne dă o oarecare impresie a realității și mie lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult, adică și mi-a plăcut satul Maran, cum îmi place de fapt și satul Macondo, pentru că, nu știu, e frumos, adică ce mi-a plăcut mie a fost să urmăresc satul Maran de la început până la final, că practic satul Maran rămâne același și rămân aceleași tradiții, indiferent de câți oameni mor sau câți se nasc. Și pe mine m-a fascinat foarte mult lucrul ăsta. Adică, cum ai spus și tu, poate e o carte care îți place mai mult după ce reflectezi asupra ei la final, pentru că îți dai seama cam cum au evoluat lucrurile și ce s-a schimbat și ce a rămas la fel.
Da, ce ți-ar plăcea să stai în Maran? În Maranul în care oamenii mor și toate astea, nu cred că mi-ar plăcea, dar mi-ar plăcea să mai aud povești despre Maran. Și, de fapt, ce mi s-a părut interesant este faptul că, mă rog, pe tot parcursul care ți primim perspectiva de insider din Maran, pentru că, deși, mă rog, eu, narator, se narează la persoana a treia, naratorul ăsta știe tot despre ce se întâmplă Maran, ne spune despre tradiții, ne spune despre absolut tot. Și apoi avem și o vedere oarecum din exterior, atunci când vin în vizită niște tineri, pentru că în Maran nu prea există tineri, adică toți s-au mutat. Și atunci vine la un moment dat nepotul cuiva, lui Vasile. Lui Vasile Tigran, da. Da, împreună cu familia sa și cu soția sa, Anastasia, care pictează. Și ea petrece foarte mult timp pictând satul Maran și e foarte interesant faptul că de multe ori ni se spune că îl pictează într-un mod care e mai frumos decât îl văd oamenii de acolo, de parcă are dorința asta de a-l idealiza, de a-l face mai frumos decât e, de a face peisajele mai frumoase, pe de o parte, și pe de altă parte, după ce îl pictează, și oamenii de acolo îl văd așa, de parcă au nevoie într-un fel și să de entuziasm cuiva din afară ca să poată să aprecieze locul în care se află sau să îi vadă frumusețea. Dar e și ceva care nu o să ajungă niciodată să facă parte din Anastasia, de exemplu, pentru că ea nu a trăit acolo toată viața. Și e o chestie la un moment dat când pleacă și după ce a învățat din unele tradiții din Maran, cum este un tort, cred, și copilul ei o întreabă dacă o să-i facă tortul ăsta acasă și apoi întreabă dacă știi să-l faci cum trebuie. Și răspunsul probabil ar fi nu, pentru că nu poți să faci un tort ca în Maran fără să-ți fi petrecut toată viața în Maran și să fii oarecum infuzat de toată energia, nu știu, tot ce înseamnă de fapt Maranul. Deci, nu știu, nu e un loc în care mi-ar plăcea să trăiesc, pentru că viața acolo nu este foarte bună și nu era în această care, pentru că nu e ca și cum aș putea să-mi iau acum un bilet și să mă duc în Maran. Dar, cu siguranță, este un loc minunat pentru povești. Da, și că tot vorbeai de chestia asta cu Anastasia, care pictează și care a pictat niște litere pe care ulterior le-au descoperit ca fiind fix în locul în care le-a pictat, dar cred că unde vreau să ajungem este că locuitorii comunității din Maran nu știu neapărat să scrie sau să citească și cumva Anatolia este persoana care e conectată cu educația și cultura, pentru că ea știe și să citească și să scrie și să facă aritmetică și mult mai multe lucruri. Și asta a fost primul lucru pe care mi-a atras la carte de la bun început, că Anatolia e persoana care are grijă de biblioteca din sat, știind totuși că nu va veni nimeni și n-a venit nimeni multă vreme să împrumute o carte, și de asemenea are grijă și de animale pe care le ține lângă ea și citește foarte mult și plac de asemenea și plantele și se înconjoară de plante, animale și cărți, mai ales în timpul iernii când trebuie să stea în casă și nu mai poate merge la bibliotecă, și inclusiv reacția ei în momentul în care vede că sunt multe cărți care s-au deteriorat în timpul războiului și de care consideră că n-a fost în stare să aibă grijă. Adică mi s-a părut așa o persoană foarte caring și foarte selfless într-un fel. Mi-a plăcut de Anatolia, dar mi se pare că felul în care este creat personajul Anatolia arată foarte clar multe prejudecăți pe care autoarea însăși le are. Adică mi se pare că Anatolia este într-un fel... Adică există foarte multe stereotipuri oarecum, adică nu foarte multe, dar tocmai această portretizare a ei ca fiind persoana care are grijă și care e nice and caring și
foarte drăguță și etc. Mi se pare că e un stereotip puțin sexist, pentru că asta este felul în care ea este portretizată inițial ca această persoană, caring, ulterior ca mamă, cum o să discutăm. Și nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult asta. Anatolia, mă rog, se vorbește și despre lucruri mai sensibile, pentru că primul, cum ziceam, primul soț al ei a fost un soț îngrozitor și de fiecare dată când au făcut sex, de fapt nu au făcut sex și a fost viol. Și în momentul în care ajunge să fie cu Vasile și vede cu cât afecțiune o tratează el, este cu tot o experiență cu tot nouă pentru ea și nu... Și deși ajunge să se căsătorească cu el, mă rog, nici nu se căsătoresc, impropriu spus, doar ajung să trăiască împreună, la 58 de ani, atunci pare că viața ei începe să înflorească într-un fel, pentru că toate lucrurile încep să se întâmple lucruri bune, adică în momentul în care ea la început crede că moare, de fapt se întâmplă fix opusul, pare că atunci începe viața ei propriu zis. Și adică mi-a plăcut să urmăresc personajul Anatolia, dar aceste lucruri care arată că ea e caring, mi se pare că au fost puse acolo doar ca să creeze acest personaj cu care noi să empatizăm, să ne placă. Dar ea este persoana care citește și care este ultima legătură cu cărțile, cu literatura, cu cultura, și mi se pare că felul în care este descrisă ea, ca și cum ea ar fi oarecum superioară celorlalte personaje, și în momentul în care Vasile vrea să o ceară de nevastă, spune că aș vrea să o cer, dar cum să-mi spună ea mie, dacă ea citește și eu nu știu nici măcar să citesc. Și când avea ea grijă de animale, tot la fel, că doar cineva care poate să citească poate să aibă grijă de doar cuiva care citește poate să citească, să-i pese atât de mult de animale și să aibă grijă de ele. Și mi se pare că se creează această, nu e, adică toți acolo sunt săraci, deci nu pot să spun că este o chestie de clasă în felul în care înțelegem acum, dar este o abordare oarecum elitistă pe care o are Narina Bagarian aici. De ea e Anatolia, personajul care face, care citește și care e cea pe care ne concentrăm. Și da, vorbim și despre celelalte personaje, dar doar pentru că vrem să vorbim despre Maran și despre tradiții și despre etc., dar într-un fel Anatolia este personajul pe care îl înțelegem mai mult și cu care empatizăm, pe de o parte. Și o altă chestie care mi-a displăcut este faptul că mi se pare că toate astea sunt doar ca să o facă pe Anatolia o persoană plăcută, adică nu există neapărat o urmare a felului, a faptului că, spre exemplu, faptul că citește nu are niciun fel de altă și că îi plac cărțile, nu știu de exact ce urmare are sau ce relevanță are, decât că ne creează nouă imaginea asta că este o persoană mai importantă, dar superioară într-un fel. Iar faptul că iubește animalele este din nou oarecum o chestie așa, un feature al ei care e drăguț și cu care noi ar trebui să, față de care noi ar trebui să fim ce drăguț, dar pe parcursul cărții toată lumea consumă animale și produse de origine animală fără nicio problemă, iar ea nu are niciun fel de poziție față de asta. Dacă am văzut de-a lungul timpului cazuri în care, da, iubești foarte mult animalele pe care le privești ca animale de companie, ea, în schimb, trăiește și are grijă de o capră și de iezii ei și totuși se vorbește cum mănâncă chestii lactate care probabil provin de la respectiva capră, adică nu există niciun fel de corespondență între iubirea ei pentru animale și vreun alt comportament. Adică e doar o chestie pe care o avem acolo ca ea să devină și mai palatabilă și mai plăcută publicului. Și pe mine asta, adică cred că asta spune mai multe despre disonanța cognitivă a autoarei, și anume că poate să creezi un personaj care, mamă, ce iubește animalele, dar atât, acolo se oprește iubirea ei pentru animale. Fără să aibă, să fie măcar vegetariană, dacă nu vegană, sau măcar să spună ceva, că hai să încercăm să mâncăm mai multe plante. Deci, cred că și-a atins și la mine
scopul, și anume că mi-a plăcut de Anatolia, dar dacă stau să privesc construcția ei, sunt anumite lucruri pe care, nu sunt de acord, pentru că nu cred că trebuie să... cultura pe de o parte și pe de altă parte dragostea pentru animale este caracteristică doar în anumite clase sau în anumite categorii de oameni, ci ar trebui să fie ceva ce, la care avem cu toți acces și pe care o simțim toți. Ce părere ai? Da. Păi, mie nu mi se pare central neapărat chestia asta, că Anatolia e cumva superioară celorlalți, pentru că și dacă ar fi superioară din punctul ăsta de vedere, gen cultural vorbind, mi se pare că, nu știu, de exemplu, Yasaman, care este vecina și prietena ei, se pricepe, de exemplu, cel mai bine în leacurile astea pe bază de plante și inclusiv când ea se îmbolnăvește, tot la Yasaman o să apeleze nu ea, ci Vasili, pentru că ea nu recunoaște inițial că ar avea ceva. Și, de asemenea, sunt atâtea personaje care au aceste puteri magice despre care am vorbit, încât mie nu mi-a lăsat impresia neapărat că ar fi superioară celorlalți sau ar fi o poziție elitistă, pentru că există Acop, există prima soție a lui Vasili, care tot așa mi-a dat senzația unei eroine. Și automat nu am simțit neapărat că Anatolia este vorba despre Anatolia și ceilalți, adică cumva am văzut tot romanul ca o comunitate în care fiecare își avea propriul rol, nu am simțit neapărat o discrepanță. Iar în legătură cu ce ai spus tu referitor la faptul că se consumă în continuare animale, chiar dacă Anatolia iubește animale, da, și eu m-am gândit la chestia asta, doar că, nu știu, mi se pare că totuși vorbim despre început de secol 20, când exista contextul ăsta istoric foarte nefavorabil al războiului, al foametei, când probabil, nu știu, nu e o scuză asta că nu s-ar fi gândit la faptul că ar exista alternative animalelor, doar că aș fi fost totuși surprinsă ca într-un sat, deci vorbim despre o zonă rurală, o comunitate izolată, oameni care probabil, nu știu dacă spune ceva despre condiția lor financiară, dar nu cred că aveau, nu erau foarte prosperi sau ceva, deci aș fi fost într-o fel surprinsă să existe totuși tematica asta, nu știu, mai antispecistă, cum am putea să-i spunem. Deci, poate este într-un fel și poziția autoarei, dar în același timp, contextul în care romanul este plasat, cred că parțial nu ar permite chestia asta, cred. Nu am zis în niciun moment că o comunitate aflată în situația în care se află comunitatea din Maran, pentru că, de fapt, la un moment dat chiar se discuta despre chestia asta, că și cei bogați și cei săraci până la urmă ajung în aceeași situație, adică existau bogați în Maran inițial, dar foametea îi duce pe toți în aceeași situație, pentru că degeaba au ei bani dacă nu e mâncare, și atunci în final toată lumea este în aceeași barcă. Ceea ce nu urmăream să existe o mișcare pentru drepturile animalelor sau nu știu, să devină toată lumea vegană, dar mă așteptam ca chestia asta să fie ok, iubește animalele și Anatolia să aibă măcar gândul ăsta. Adică, așa cum îi pare rău când sunt distruse cărțile, ar putea să existe măcar părerea de rău că, uite, trebuie să fac chestia animale. Asta. Da. Și nu există nimic de genul ăsta. Nu mă așteptam să fie, cu siguranță, o temă centrală a cărții, în niciun caz. Dar pentru că este menționată iubirea ei pentru animale, mi se pare că este pur și simplu, de asta zic, că este doar un detaliu care nu contează, de fapt, adică nu contează că e fix chestia asta, că îi plac animalele. Putea să ne zică că îi plac plimbările pe plajă, mă rog, whatever, o chestie de asta cu care noi să putem rezona că îi place să facă X lucru, că îi plac plantele, cum ziceam, sau că îi plac copiii, etc. Adică lucruri care să ne o facă pe Anatolia mai simpatică.
faptul că sunt animale nu are niciun fel de urmare. Asta e ceea ce măcar în contextul personajului Anatolia, nu pe asupra temei. Da, da. Dar da, nu așteptam să citesc cartea asta și să aflu că în Armenia, în timpul foametei, oamenii nu voiau să mănânce, că nu aveau decât produse de origine animală. Oricum, pe măsură ce... Asta e o chestie, tot vorbim aici despre animale, cu cât sunt foamete înaintează, practic, au din ce în ce mai puține resurse și le mor animalele pe care le aveau și atunci consumă și mai multe plante. Și, de fapt, abia în momentul în care într-un fel trece foamete și încep să primească ajutor din exterior, primesc că le vin o grămadă de animale, mă rog, o grămadă, practic vin în exterior animale pe care ei încearcă să le împartă între ei și ca să aibă toată lumea ce să mănânce. Deci, de fapt, dacă noi că există discuția asta că e, de fapt, veganismul un privilegiu, în cazul ăsta clar nu este, pentru că abia în momentul în care nu mai există foamete, există acces la produse de origine animală și în timpul foametei nu există. Și, de fapt, cred că, mă rog, nu sunt echivalente, dar și la noi în România, de exemplu, oamenii asociază soia cu perioada în care, din timpul lui Ceaușescu, în care oamenii nu puteau să mănânce decât ce primeau după ce stăteau la colți foarte lungi și mâncau salam cu soia, etc. Și de asta e toată chestia asta anti-soia, cel puțin la ai mei, există. Deci e puțin paradoxal, așa că pe de o parte asociem veganismul cu privilegiul, dar alimente care sunt vegane le asociem cu sărăcia și cu ceva ce nu am mai vrea să mai trăim. Deci, da, e o discuție care nu cred că își are neapărat locul în contextul cărții astea, dar pe care o putem purta. Iar legat de Anatolia, mă rog, și de celelalte personaje, cred că asta încercam să zic când am spus că, practic, toate celelalte personaje au rolurile lor, dar toate rolurile lor sunt oarecum, fac oarecum parte din magic sau din ceea ce în societatea vestică considerau că nu face parte din cultura acceptată sau din știință sau etc. Adică vecina ei nu este un medic, de exemplu, ci folosește lacuri băbești, etc., care sunt foarte bune, dar care mie mi se pare că sunt opuse în oglindă cu medicina tradițională, pentru că ea ulterior ajunge să meargă la un medic acreditat, etc. Deci, mi se pare că toate celelalte personaje, afară de Anatolia, își trag toate caracteristicile, mă rog, nu toate, dar cele care le fac să aibă un rol fie din magie, fie din tradiție. Și de asta mi se pare că este, nu neapărat că Anatolia este centrală, ci că felul în care este construită ea asta senzația că e diferită de ceilalți. Nu neapărat că ceilalți sunt inferiori, ci că ceea ce îi face pe ei speciali este, nu știu, mai puțin convențional. Da, da, da. Da, am înțeles ce vrei să zici. Da, nu m-am gândit neapărat la chestia asta, pentru că, nu știu, cadrul ăsta al satului Marani așa, de așa natură încât tradițiile și propria lor cultură și leacurile lor și așa sunt ceea ce îl face special, adică ceea ce îl face unic și nu m-am gândit neapărat că, nu știu, cumva ceea ce poate face sau abilitățile, să zic, Anatoliei nu sunt într-un fel along the same line cu ce pot face ceilalți. Dar nu știu, mă gândeam acum să vorbim despre, chiar dacă am dat un mic spoiler, să vorbim puțin despre finalul cărții, care, nu știu, vrei să ne spui tu poate puțin mai multe?
Pare că ești entuziasmată tot de el, deci go on. Da, sincer, pentru că e ceva atât de neobișnuit pentru Anatolia, care deși este cea mai tânără supraviețuitoare din Maran, pentru că are 58 de ani, poate foarte puțin probabil să mai poată aduce pe lume un copil. Și chiar tu ai citit și mi-ai spus că, uite, de fapt, cea mai în vârstă femeie care... care a dat naștere naturală, avea 59 de ani, da. Da, da, și cu siguranță, gen, Narina Bugarian a citit despre asta înainte să gândească plotul cărții. Și, nu știu, mie mi-a dat așa impresia că satul Maran există și... nu știu, va exista în continuare, adică indiferent de cât de mulți oameni o să trăiască, parcă o să fie ceva care o să-i dea viață întotdeauna. Da, exact. De fapt, în plotul în sine e foarte... mie îmi place foarte mult că la început e chestia asta în care ea crede că o să moară și pentru că sângerează din nou, deși nu a mai făcuse de ani de zile, și te gândești că asta e ceva care... na, care nu e ok, deci te face să crezi că asta este într-un fel povestea morții Anatoliei și de fapt ăla este semnul că ea încă poate să dea viață, știi? A avut sens abia ulterior când a rămas însărcinată, mi-am dat seama că de fapt chestia asta însemna că uite, ea încă are posibilitatea să facă asta și da, pentru că în Maran nu s-au mai născuseră copii de atâta vreme. Faptul că Anatolia rămâne însărcinată este o mare chestie pentru Maran și ajunge, adică în carte, ajunge să fie în ziare și reporterii caută pe oamenii din sat, vin să viziteze ca să vadă Maranul, adică într-un fel Maranul devine pentru un scurt timp o atracție turistică, vin oamenii că vor să afle ce se întâmplă acolo și apoi când nu reușesc să obțină foarte multe informații, cu oamenii nu sunt foarte deschiși să vorbească cu străinii, se întorc și atunci Maranul revine, adică pentru momentul această faimă, dar apoi revine la a fi Maranul pe care îl știm noi de la început, dar care nu e chiar același, pentru că acum are un nou membru și felul în care tot satul se strânge în a crea un spațiu în care noul membru al satului să poată să crească și să primească tot ceea ce are nevoie. Este foarte frumos. Da. Și mi se pare că it takes a village până la urmă și asta este la propriu în cazul ăsta, dar în general poate că asta e lucru de care avem nevoie, de fapt, să creștem în comunități, nu în familii nucleare și să nu avem decât două persoane care care trebuie să se ocupe de noi și dacă nu pot, asta e, rămâi standard pe viață și te duci la terapie zeci de ani. Este, finalul mi-a plăcut foarte mult. Și eu cred că mi-a schimbat puțin părerea despre carte, pentru că e și puțin diferit de Vechi de singurătate, tu n-ai ajuns acolo, deci nu o să vorbesc foarte mult despre asta, dar e fix opusul într-un fel. Adică ai impresia că îți dă senzația că, uite, Maran, cum ziceai, există și va exista și chiar dacă este un loc ficțional, el prosperă într-un fel, că e un nou început pentru Maran, o nouă etapă pentru Maran. E foarte frumos, deci pot să spun că este și foarte unexpected, deci este o parte în care Narina Bugarian își arată calitățile de creatoare de ploturi. Dar e și frumos, pur și simplu, ca mesaj. Da, și epilogul e super frumos și finalul este foarte frumos. Și gen, da, cum ai zis tu că, nu știu, eu până la ultimele pagini chiar credeam că o să moară Anatolia, de fapt, gen, ăla practic ar fi momentul în care Anatolia moare și că totul se termină, că dacă
practic Anatolia era singurul contact cu exteriorul fiind, nu știu, educația și toate lucrurile despre care am discutat înainte, și amoare cumva dispare și Maranu odată cu ea, dar de fapt nu, se naște un copil și da, e foarte frumos acel moment când se strânge toată lumea, inclusiv Tigran și soția lui vin să sărbătorească nașterea acestui copil și în epilog, de fapt, vorbește despre cum crește și da, și mie mi-a plăcut foarte mult finalul și da, parcă toate pasajele foarte lungi și descriptive despre care am vorbit și care poate au fost mult mai greu de digerat și mult mai greu de parcurs, nu știu, la final s-a consumat așa foarte repede. Și într-un fel mi se pare că totul se leagă cumva la final, pentru că cred că fetița Vasiliu o numește Volke, nu? La fel ca pe mama lui. Bosche? Da, cred că da. Ups. La fel ca un personaj care apare care apare înainte în carte și și e foarte satisfying așa în momentul în care lucrurile devin oarecum conectate. Da. Și de fapt faptul că se reia oarecum numele un nume din trecut dă senzația asta și de continuitate și de dar și de ciclicitate. Adică într-un fel Maranul continuă, dar Maranul și continuă să își, adică își repete istoria. Da, nu să își repete istoria, ci să își aprecieze și să își să cherish tradițiile pe care le are. Adică nu e ok, avem pe cineva nou, noi copii, cum, mă rog, întotdeauna copiii o să noile generații o să aibă lucruri diferite de alte generații și tot așa, dar e bine să avem continuare o apreciere și o înțelegere pentru cei care au venit înaintea noastră. Da. Mai eu vrei să vorbim ceva despre carte, că eu mi-am... Și eu. Eu am spus ce avem de spus și mă bucur că am citit-o, chiar dacă nu auzit nimic despre ea. Da. Mă bucur că ai sugerat-o. Mulțumesc. Eu mulțumesc că ai acceptat această propunere, chiar dacă nu știam că este magical realism, pentru că nici tu nu știai că este magical realism și nici eu. Și uite că eu am apucat să citesc Un veac de singurătate, tu te-ai apucat să citești The House of Spirits, deci cumva eu descoper realismul magic, tu citești ceva ce îți doresc să citești de mult. Da, și că veni vorba de ales de cărți, înainte să ne apucăm de înregistrat acest episod, am decis și ce o să citim pentru data viitoare. E o carte de care am aflat astăzi, deci nu știm prea multe lucruri. Este o distopie, oarecum science fiction, o să aflăm când o să o citim. Se numește Tender is the Flesh, de Augustina Pasterica. Sperăm să... să mă dezamăgească, pentru că am citit, adică eu am sugerat-o pentru că am citit un review care mi s-a părut foarte interesant și foarte relevant pentru preocupările noastre, deci poate că data viitoare o să apucăm pe mine toate chestiile legate de antispecism pe care le-am atins astăzi. Da. Păi, ne vedem data viitoare. Ne găsiți pe toate platformele de podcast. Suntem și pe YouTube, ne găsiți și pe Instagram, la podcast.arca lui Zoe. Dacă vreți să ne dați sugestii de lectură sau să ne spuneți impresiile voastre despre cărțile despre care vorbim, ne puteți scrie pe podcast.arcaluizoe@gmail.com. Suntem și pe Facebook, Arca lui Zoe. Iar până data viitoare, citiți cât de mult puteți, fără să intrați în reading slump-uri și să ne mai scrieți și numai ce mai știți. Pa, pa! Pa!